Hei, cățelușule, ce cauți aici? Particip și tu la provocarea noastră? Regula principală e fără culori, doar alb-negru. Începem o competiție serioasă. Premiul principal e un tricou. Dar, din păcate, ambele fete vor să poarte negru astăzi. Hei, despărțiți-vă! Dacă nu puteți rezolva acest lucru în mod pașnic, va trebui să sunați pentru ajutor și să faceți o provocare în același timp. Hamsterii sunt perfecți pentru această idee. Avem unul negru și unul alb. Vino la mine, drăguțule! Hei, Jane îl ia pe cel negru! Știi, albul nu e atât de rău! Fetele cunosc regulile provocării. Ziua lor va fi alb-negru. Alegerea hainelor e cea mai ușoară parte a provocării. Toată lumea are haine alb-negru în garderobă, nici nu trebuie să fii fashionistă. Lily are nevoie de mult alb strălucitor. Iar Jane va merge pe negru. Se pare că fetele sunt gata, e timpul să se îmbrace. Ținuta întunecată merge pe primul loc. Arată bine, casual și confortabil, perfect pentru o plimbare. În plus, negrul te face să arăți subțire. Și iată că vine ținuta albă. Pare așa proaspătă? Ea nu arată ca o regină a zăpezii, dar e destul de elegantă. Cu hainele negre e ușor să arăți ca o fată rea. Ai nevoie de dresuri, pantaloni scurți din piele, o geacă de piele și o pălărie. Acum e gata să meargă la o petrecere de motocicliști. Dar în haine albe poți arăta ca un mic înger. Ei bine, și dacă mergi la o petrecere costumată, fetele și-au găsit ținutele perfecte. Simplu, dar drăguț. S-au complimentat una pe cealaltă și nu s-au certat nici măcar o secundă. Aceasta e o mare realizare! Acum, hai să redecorăm! Ia tabloul de pe perete și îndepărtează floarea. Nimic din toate astea nu se potrivește cu conceptul ei întunecat. O canapea întunecată și o noptieră vor fi potrivite. Dar lipsește ceva? Să accentuăm canapeaua cu o pătură neagră. Perfect! Decorul va însenina această cameră întunecată. Nu pare atât de posomorât acum. Va trebui să muncești din greu pentru a crea un interior alb. Dacă pereții nu par suficient de înfloriți, folosește puf. Ce soluție drăguță! Acoperă doar o parte a peretelui cu nori pufoși. Și poți acoperi restul cu o cârpă albă. Tiulul și luminile LED dau încăperii ceva special. Oh, iată-o pe Jane! A venit să verifice camera mea! În mod clar, nu e suficient spațiu pentru amândouă! Schimbă scaunul cu o canapea confortabilă! Acoperă-l cu o pânză albă! Și decorează-l cu perne! Ai nevoie și de niște decorațiuni! Iată-ne! Camera perfectă a îngerașului e gata! În acest interior luminos poți face selfie-uri grozave! Camera neagră e de asemenea grozavă! Ce stil mișto! Ce zici ca prietenii noștri să decidă care cameră e mai bună? Spune-ne părerea ta în comentarii! Cea mai bună să câștige! Dar provocarea alb-negru nu e doar despre haine și camere. Mai trebuie să ne facem părul, unghiile și machiajul. Albul începe și sper să câștige. Își face bucle. E o coafură foarte dulce, perfectă pentru lucrul de astăzi. Decorează-o cu un accesoriu de perle. Iată, machiajul ei din seara asta va fi cu adevărat strălucitor. Nu, nu voi folosi nicio culoare. Evident, tot ce ai nevoie este fardul de pleoape alb. Această culoare îi face ochii să pară mult mai mari. Frumos! Și un mic decor sub formă de mărgele albe ar fi perfect. Eyeliner perlat? Foarte unic!
dar cu ce o să vină doamna noastră întunecată? Jane devine serioasă? Balsamul colorat va transforma rapid o blondă într-o brunetă. Și în timp ce vopseaua lucrează pe părul ei, își poate face unghiile. Alegerea e clară, folosește o jă neagră. Părul e gata, au mai rămas doar câteva detalii. Ruș negru, far de ploape închis. De ce să te oprești aici? Finalizează look-ul cu un tatuaj temporar negru. Aplică poza pe mână, înmoaie-o cu un tampon de bumbac umed, apoi scoate-o. Acum du-te să cucerești lumea! Se pare că fetelor le place noul aspect. Privește acest contrast! Henna albă? Super drăguț! Provocarea merge de minune! Asigură-te că faci fotografii! Dă tot ce ai mai bun! Sună niște prieteni! Fă multe poze! Arată dramatic! Fă o mulțime de fețe! Și vei obține cea mai bună ședință foto alb-negru! Aceasta e magia monocromului! Provocările sunt distractive, dar e timpul pentru o gustare! Ce-i acel sunet? Sunt șoareci? Da, e un șoarece alb chiar acolo! Lily, ai chipsuri? Nu e corect? Încă suntem în provocarea alb-negru, deci mâncarea trebuie să se potrivească. E greu, dar nu e imposibil. Nu vom face foamea. Pompareu că e ușor să faci chipsuri alb-negru. Acesta e un set ciudat de produse alimentare, dar poți face ceva delicios din ele. Toarnă laptele dintr-o nucă de cocos. Îl poți bea dacă vrei. E alb, deci se potrivește. Iar pentru o gustare neagră, poți folosi alge uscate. Jane taie algele în cercuri. Încă nu e foarte apetisant, dar va fi delicios! Ia pulpa de la nuca de cocos. Taie-o în felii subțiri. Acum acoperă tava cu hârtie de copt. Înmoaie alga în sosul de soia și apoi pune-o pe hârtia de copt. Și coace nuca de cocos. Pune gustarea la cuptor. Acum să luăm câteva cocktailuri răcoritoare. Taie coaja de la o lămâie. Se acoperă cu zahăr și se zdrobește coaja pentru a face zeamă. Iar baza cocktailului negru e un espresso puternic. Acoperă lămâia cu lapte de cocos. Adaugă înghețată la cafeaua fierbinte, înghețată neagră desigur, ca să nu încalci regulile. Mișto! Afogato negru! E cam gotic, dar sunt sigură că e delicios. Câteva cuburi de gheață în milkshake. Și niște frișcă la final. Nu uita să decorezi băuturile! Pentru milkshake folosește chipsuri de cocos, iar pentru cafea folosește ciocolată neagră. Poți face și deserturi! Înmoaie acadelele în ciocolata neagră și albă topită! Le poți lipi într-o banană pentru ca glazura să înghețe mai repede și desertul arată mult mai frumos! Grăbește-te și gustă aceste delicii alb-negru, chipsuri și băuturi! O petrecere e cireașa de pe tort pentru orice provocare! De ce să nu-ți inviți niște prieteni? Amintește-le că petrecerea are un cod vestimentar strict. E simplu, fie negru, fie alb. Dar prietenii au mers și mai departe și au făcut o adevărată petrecere costumată. Machiaj, accesorii, toată lumea arată uimitoare. Să nu uităm de mâncare. Băuturi, dulciuri și chipsuri alb-negru. Le-au făcut doar în câteva minute și acum au gustări delicioase pentru oaspeții lor. Ce culoare îți place mai mult? Alb sau negru? Pentru ce alte culori ai vrea să ne vezi făcând o provocare? Spune-ne în comentarii! Ți-a plăcut acest videoclip? Atunci dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru! Apasă clopoțelul pentru a nu rata noile provocări distractive de la Trum Trum Select!